You are listening to the best radio station in town. Radio Prahova. All the nice. Low motherfucker. Seara și bine v-am găsit, vă spunem, din studioul 1 al postului de Radio Prahova. Cei doi fericei de sâmbătă noaptea la party, all the night, karaoke și Dixie, sau mai bine spus, Claudiu și Artur Zahir. Party night, show live, sau mai bine spus, tâmbălăul de la miezul nopții, care va dura până mâine dimineață la ora 7. Tâmbălău night! Dragi prieteni, nu uitați numărul nostru de telefon 164099 sau 16409 bis. Oh, bis, telefon la care așteptăm dedicațiile voastre și propunerile pentru Dubai Party Night. Nu uitați că avem și un eveniment aici pe 69,26, este ziua lui Zati Dobre. Noi suntem condamnați să stăm aici la serviciu, ce se face, nu se distrează acolo unde se distrează. Noi stăm aici, suferim din plin pentru că nu putem să fim și noi acolo alături de ei. În sfârșit, aceasta este necazul nostru, o să ne descurcăm noi. Dar am ceva de spus, chiar dacă noi nu suntem acolo alături de ei, sunt ei alături de noi, pentru că trebuie să o spunem, această seară Gabi Dobre va fi împreună cu noi la Tumbleau Night Party Night Show Live. Va trece din când în când pe aici și vă va adresa și el câteva cuvinte. Să nu uitați de buletinele de știri a UEA News și Zdarovaia Bălăria, care vă vor umple această noapte. Vor fi foarte, foarte, foarte multe știri. Și nu uitați de propunerile pentru Top 5 Party Night și încă o dată telefonul nostru 164099 sau 16409 bis. Acestea fiind spuse, prezentările au fost făcute, trecem la power play-ul nopții. Power play, cel puțin pentru mine, superb, pentru Claudiu nu știu. Da, pentru mine este power play, pur și simplu. Este puterea play-ul românesc pentru tine. Ei, nu mai, să nu-i mai fierbem. Este vorba de Tears for Fears și... Reclama de la LM. Nu era vorba de reclama de la Hollywood, cum vrei. Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears. Următoarea melodie se numește 24-7, de fapt numele ea se numește formația 24-7 și melodia o vezi tu. Formația care este compusă din Stacy and Nancy. Această piesă, Take Me Away, este deja new entry, a fost o săptămână trecută new entry în Top 17 Radio Prahova. Așadar, 24-7, Take Me Away. Take me away, and I will try to... Vezi, când dăm noi peste tine. Și eu sunt cu tractorul. Poftim? Eu sunt cu tractorul. Asta cu tractorul? Aoleu, păi aduce, dar să fă undeva pe la țară, la bunica, la... Ai...
Ai rude la țară, nu? Da, da. Extraordinar. Tu ai? De-mi... N-am, mă. N-ai. De rude la țară n-am, mi-a scăpat. Păcat, păi ai tractor și nu ai rude la țară. Păi ce dacă? Cine a zis că nu poți să ar asfalt? E cam greu, nu știu. Păi am cultivat 6 tone de bitum astă toamnă. Da, atât? Da, da, tu ai mâncat vreodată ariel pe pâine și smoală pe unghi? N-ai mâncat. Nu, n-am mâncat, dacă mi-o ofer, tu poate mănânc. Ce, unghi sau ariel? Nu. Ce se oferă? De toate, nu, adică... De toate nu, să-ți oferă? Nu, nu, adică nimic. Adică, da, te-ai gândit tu mai bine cât ar putea să fie o prostie. Da, da, într-adevăr. Dacă te-ai gândit la ce m-am gândit, o să-ți fie rușit. E, depinde la tine. Eu nu ai n-o de parcă nu te văd, da. Nu mă vezi, unde sunt? Nu mai zâmbi. Nu zâmbesc. Zâmbi mă, așa când dacă mă abține, te puțin. Nu, nu, nu mai te hizi acolo. Da, bine. Hai că da, și spune-mi unde. De ce ai luat fața asta serios? Bine, e să nu mai zâmbesc. Dar văd că te-ai enervat. Nu, nu m-am enervat. Nu te-ai enervat? Nu. De ce? De ce să mă enervez? Atunci ce enervează? De ce să mă enervez? Care-i denumirea ta? Denumirea? Păi când, acum două câțiva, când am apărut și eu... Câți? Vreau 16 ani și ceva. How much? 60 and... ceva pe acolo. 666 the number of the beast. Da. Așa, ai mei mi-au zis Nicoleta. Bine, Nicoleta. Ca și tu, al tău numele tău care. Numele meu de botez? Da, da. Botez. Numele... Sănătate, domn Marius. Numele meu este... Auzi că pe mine m-a botezat în zmoală. Da, am auzit. Și aveam țasta crăpată, zice că a intrat și cred ceva în zmoală. Cred, cred. Cu pietricele. Da. Bine. Păi da, deci numele tău? Numele meu, Claudiu. Da. Deci tu erai Claudiu. Da, te-am ascultat și... Stai, nu-i poate, în seara, la topul ăla. Da, ca și unul. Da, da, așa e. A, mersi pentru... pentru... Da, e drăguță, dar vreau să fie Metallica pe primul loc. Dar eu vreau să fie asta. Păi poate n-o schimb. Păi n-o schimb, eu că să știi că-l fac mai în podcast. Dacă era după mine, punea Metallica. A fost Metallica. Păi, a fost Metallica 7 ediții pe locul 1. Păi dacă era după tine. Păi nu era după mine. Păi după tine era. Voi, băieți ăștia de la Radio Prahova. O melodie Metallica, dacă tot îți place ție. Da. Da? Bine. Pa. Poate să vă mai... Alo? Suflet. Da? Bănuiesc că da. 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 Pentru? Cric? Am înțeles, sau vreau să te necăjesc. Janita? Așa? Cine vorbesc? Alo, centrala, azi de jos după fir, alo? Vali la telefon. Ocupați găile, cine? Vali. Vali? Da. Da? Bine, nu face nimic. Deci rămâne cum am stabilit? Da. Nu mai vine? Da. Sănătate, pa, pa. Pa.
Deci vreau să fac câteva propuneri pentru top. Da, bine, fac câteva propuneri pentru top. Vali, vezi că nu sunt Lucian. Scuze-mă, înseamnă că ești Claudiu. Da. De data asta am venit. Da. Deci pot să spun? Nu mai țipa la mine. Nu mai țip la tine. Te rog frumos să mai țip la mine, că mă dare capul. Bine, Doamne, nu mai țip la tine. Stai să nu mai țip la mine, că nu mai suport. Bine, gata, nu mai țip. Nu? Foarte cald. Și să nu mai țip. Nu mai țip. Minte ca o gazetă americană, ora 24 și cât? Și 4 minute. Minți? Și 3 minute și 39 de secunde. Și 3 minute și 44, deja și 4 minute. Dar înainte să trecem la Powerball nopții semnat în această noapte, This World Fears Sowing the Seeds of Love. Reclama de la Hollywood. O scurtă știre aiurea news, te ascultăm. Într-o nopții, tânăra Minodora Cucoș din satul Bălăcăresc se întorcea și în gurică. În urechi, venind de la Căminul Cultural, unde participase ca solistă la faza comunală a concursului Sămănătoarea Daur. De când pe o punte îngustă, a călcat pe o punte îngustă și a căzut cloșcă, dar nu a avut remușcări. Bravo! The Seeds of Love, Powerplay în nopții, Tears for Fears. Cel de-al doilea Powerplay este Unplugged, o dedicație pentru mulțumitul nostru coleg Gabi Dobre. A one, a two, a three. Mulți-a-ntrăiască, la mulți Cine să trăiască la mulți ani Ok, vă mulțumesc tuturor și se pare că în acest moment trebuie să ne dorim ceva. Dacă e să ne dorim ceva, e să ne amintim mereu de aceste clipe, toți cei care suntem aici și toți cei care ne ascultă. Și toți cei care ne ascultă și să rămânem acum, îmi doresc exclusiv pentru noi să rămânem în continuare așa cum suntem acum. Și cam asta este, oricum, haideți să vă continuați programul obișnuit de party. Mulțumesc încă o dată și baftă tuturor. Ei, Gabi, am aflat că tu, dorința ta cea mai mare ar fi să ții un cort. De ce vrei să ții cort? Un cort? Un cort, da, tu mi-ai spus că vrei să ții cort. Nu mi-amintesc la ora asta exact de ce. Dorința mea cea mai mare n-ar fi chiar un corp, poate eventual să-mi recapăt carnetul de conducere, dacă la asta faci aluzie, dar cu corpul... Da, pe poți să dorm și sub carnet, dacă ai noroc. Nu, atâta timp cât... nu, un corp chiar nu mi-aș dori. Eventual o vacanță în corp asta vară, da, cred că altă soluție cine, nu există. Cu cine? Cu vacanța respectivă, cu cine se nimerește. Sau chiar cu cei de la vacanța mare. Nu, cu cei de la vacanța mare. Și o vacanță mai mică m-ar mulțumi. A dar... dispărut Freddie Mercury, nu știi? Eventual să fie o vacanță. Și am și o întrebare totuși. De ce... Ați năpădit cu toții cu întrebările pe mine, de nu? De ce ai rămas fără carnet de conducere? Asta vreau să știu. Păi eu am spus și lui Claudiu, de obicei încă am pierdeam carnetul, așa nu prea știam pe unde îl pun și băieții s-au gândit să mi-l păstreze mai bine, e bine pus acolo în safe undeva la ei. Eu l-am furat eu că sunt frăcios. Deci e la păstrare. Oricum, da. Haideți să trecem la o nouă dedicație de la Cătălin pentru Daniela, văd eu aici, UB40, I can't help falling in love with you. Thank you.
Petrova? Da! Bine, De la... Nu, de la... De la canalite. Uite, vorbește cu cineva. Alo. Da, zi. Alo. Da. Alo. Ce-am mai râs, ascult. Bine, ascult. Poți să faci dedicația? Ba da. Deci, de la canarice. De la? Canarice. Canarice. Canarice, de la canarice. Pentru? De la canarice. Stai puțin că tușește cine scrie. Deci de la canarice. Canarice. Da. Pentru nebunii din 1C. Pentru nebunii din 1C? Da. Ce e locul 1C? Acum stai puțin. Alo? Alo. Auzi, eu am dedicat, nu știu că tu erai când am vorbit la telefon. Eu am zis de la mama pentru baba. Ah, da, eu era. Și ai și pentru beba și... N-am zis, eu nu știu. Mama lui Cupido și mă rog. Ah, n-am zis. Ah, nimic, nu contează. Ideea de bază e că ești... Stai mă, că nu mai vorbesc cu cine îmi pierde. Mă, sigur, nu sunteți auzat. Auzi, yeah? Ai dedic și eu lui Gigi. Lui Gigi? Da, aveți Light My Fire cu dos? Avem, dar nu dăm. Miruna ta, și poftim? Avem, dar nu dăm. Nu înțeleg. Avem, dar nu dăm. N-a dați? Nu, da. Pentru că nu pot să înghit dos. Ce nu pot să închizi? Nu pot să înghit dos. Ah, da, dar tu ce poți să înghiți? Sepultura, Metallica. Sepultura? Bine, dacă atât să-ți dedic eu de Sepultura, dar unde să-ți dedic eu și măcar fii voi. Nu se poate, nu, acum vă mâine și știi de ce? Pentru că este emisiune de parte și îți dai seama cine dansează pe Pink Floyd sau pe Doors. Da, bine, corect. Nu, pe bune acum, nu de altceva, că îți dai seama, că altfel era. Bine, atunci de ce următoare melodie, care intră acum? Nu se poate, de românos bine, nu băgăm pe nimeni în față. Bine, atunci că... Câtele ești? Bine. Deci ați dat melodia care o să fie atunci. Bine, ok. Și stai să ce vrei de la noi? Stai. Auzi? Și mai era chestia aia cu Jerry, cu ochelari, cu urechi. Da, ce? Păi pe aia nu mai face. Păi o băgăm când a venit rândul. Poftim? O băgăm când a venit rândul. Și mai are mult? Nu știu. Nu știu. Alo. Și mai vrem o melodie de la Cupido pentru căutătorii de curcube din 1C. Bine. Dar noi? Nu. Da. Alo. La 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 la. Și după această piesă reghe, o dedicație acum din partea lui Bogdan pentru toate fetele care se plictisesc cu mesajul. Sunați-mă la 15 48 58. El le dedică tuturor fetelor plictisite, singure și care nu au ce face, cu atât că nu prea cred că nu au ce face fetele în ziua de azi. United. De ora asta se strigă, da, bine, oricum. Eu am pregătit aici o melodie care deja a intrat pe cele foarte scurte, cum spune Alice. Este vorba de Eternal. Oh baby, I need you so. Și noi avem nevoie de ceva. Tu ai pregătit o melodie mai tare. Am prins un țânțar, o muscă și o molie pe care le voi conserva pentru la toamnă. Pentru la toamnă. Bine, oricum, eu spuneam această melodie. Oh baby, I need you so. Noi avem nevoie de cu totul altceva la această oră de so close. Că dacă vrei să spui ceva de rău de Metallica. Nu, Doamne ferește, avem nevoie de un pat doar să dormim. Suntem de aseară de la ora 23, yes, în emisie și până la urmă, haideți să ascultăm această melodie. Baby, I need you so, oh, eternal. Ce frumos. Și pentru că tot vorbeam de somn și... Da,
Auzi, eu totuși am o întrebare pentru tine. Tu chiar n-ai nimic cu băieții de la Metallica? Nu, Doamne ferește, eu n-am nimic, din contra, aș putea spune. Așa, adică cum n-ai nimic? Păi de ce n-ai nimic? Ce să am? Păi da, asta te-am întrebat și eu, cum adică n-ai nimic cu ei? Nu, Doamne ferește, n-am nimic cu ei, tu dacă ai, nu știu, este treaba ta, da? Știu că am. tu ai. I-am bătut. Rău de tot. Haide, în sfârșit, să trecem și noi mai departe, că tot stresăm și speriem populația cu ce ne trece prin cap la această oră. De fapt, nu prea are prin ce să ne treacă. Noi zicem ce ne vine pe limbă. Da? Tu da, eu nu. Dar mi-a venit și pe ochi să spun ceva. Te-a venit și pe ochi să spui ceva? De-a dreptul, de-a binelea. Și ce dacă? Și ce spui pe ochi? Și spun pe ochi, retina mea înregistrează că irisul de la ochiul meu a plecat în turneu cu Compact. Până la urmă, haideți să ascultăm cu Roxette. Ai ghicit, deci 6:34 de minute, Roxette, Sleeping in My Car. În mașina mea, dacă vreți, dacă nu, oricum, vă wake up cu noi. Da, dar 69,26 MHz. Fără discuție, nu se discută. Nu, altfel. O melodie interpretată de Boris Yeltsin, mă scuzați, nu este Boris Yeltsin, este Boris Becker. Boris Becker. Nu, nici Boris Becker, nu este, este, dacă văd eu bine acolo, Boris Gardiner. Adică Boris Gardiano de la Kremlin. M-am prins, știu. Te-ai prins? Bingo. Bingo? Bingo. Atunci Boris Gardiner, I wanna wake up with you. I'm free. Tu ești liber? Da, sunt liber. Tocmai era să fac o gafă. Nu știu cât de mare era. Obișnuit cu Matinal FM, era să spun Matinal FM 15 minute până la ora 7. Ne-am cam obișnuit noi, Artur, cu Matinal. Da, așa este. Eu chiar am spus într-o dimineață la într-o emisiune Party Morning Show live din greșeală, bineînțeles că mi-am cerut scuze sau oricum am... Nu, suntem și noi, oameni, să corectez. Oricum este ora 6:45 de minute, suntem la emisiunea Party Morning Show live Tumblr. Non-stop. O non-stop până la urmă. Ce... Până la ora 7, nu mai până la... Da, până la ora 7 nu mai e gata, deja non-stop, dar... Da, bate la ochi, asta non-stop. Asta non-stop, deja ne săturăm. Oricum am pregătit o melodie pentru voi, o melodie aflată în Top 17, Radio Prahova, este vorba de Toni Braxton, Breathe Again. If I never feel you in my arms again. Chiar nu vrei să te potorești deloc, nu cred că ți-am greșit cu ceva sau ți-am greșit așa de mult, măi băiatule, de mă obosești cu vise. De ce am ascultat piesa asta, True Gun Dreams, dar cred roll că le alegi așa, te uiți la titlu și fac ai. De ce scrie clar, True Gun Dreams, Rock and Roll sau Rock da, and Roll? Așa, e, iar e de-a dreptul de-a bine. The Rock and Roll Dreams Come True, e de-a dreptul de-a binele. Absolut și fără discuție. Și fără discuție. Fără discuție trebuie să spunem, să spun și eu cel puțin, este ora 6:55 de minute. Cu această ultimă melodie, cei doi șoricei, șoareci, șobolan, hamster, cărtițe și așa mai departe, din familia dăunătoarelor, este o familie vaspă, noi suntem două dăunătoare, care ținem neapărat să vă stricăm noaptea de sâmbătă. Nu știm precis dacă reușim, oricum ne străduim, să știți, fără discuție că ne străduim. Ne străduim să vă ținem aproape de aparatul de radio, deci oricum nu dormiți, deci oricum vă zgăm noaptea, sau mai bine spus... Pe aceasta am stricat-o mai mult de atât, nu mai putem face pentru că va trebui să ne despărțim, așa cum este și normal. Da, trebuie să ne despărțim, oricum ne vom reîntâlni cândva pe 69,26 de MHz. Asta se va întâmpla săptămâna viitoare. Pentru noi această săptămână s-a încheiat definitiv, s-a încheiat aici în radio. Aici în radio, e vorba de radio, da. Da, e vorba de radio, pentru că săptămâna din greșeală, fără să vreau, am să încep, nu este vina mea la Matinal FM. Tu, Artur, când ai să mai apar prin păi, zonă? Păi, tocmai de asta rămăsesem așa într-un blank, mă uitam pe acea programare, dar tu ești la Matinal luni dimineață, eu sunt de-abia marți, începând cu ora 14:30 de minute. Oh, bravo, Music Factory scrie pe tine asta. Music Factory, oricum eu o să fiu în radio și luni. Ca de obicei, noi suntem non-stop aici pentru că treaba este foarte multă. Suntem non-stopiști pe 69-26 exact.
Și bineînțeles urmează dăul. Go west. Nu, dăul, adică zăul. Adică zău. Adică zău. Adică zău. The end. Adică the end. Adică dăul de sfârșit. Dă un end aici ca să bucure lumea că a scăpat de noi. Așa. Deci punem punct emisiunii Party Night Show, Live Party Morning Show. Și tâmbălăul de sâmbătă noaptea. Tâmbălăul night, tâmbălăul morning. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare pe cele foarte scurte, acolo unde scrie 6926. 6926 Radio. Făcuse cineva un jingle. Da, 6926 Radio Prahova. Da, va trebui să vă spunem că schimbul nostru se numește sărbătoritul nostru din această noapte, DJ Don Coyote sau Gabi Dobre. Dar începând cu ora 7:05, îl veți asculta pe Gabi Dobre. O duminică plăcută și vă mulțumim pentru atenție. Vă rugăm mult să rămâneți cu Radio Prahova, iar 6926. În încheiere, Big Quest for Don Coyote. Așa este. La revedere și până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor. Să auzim numai de la... Foarte bine. În sus. Fără TVA. Fără TVA, corect. Așa, am uitat să vă spunem ceva. La revedere. La revedere. All the night. What is love? It's a motherfucker. Low motherfucker. Feel the beat. You are listening to the best radio station in town. Radio Prahova.